figura ta. Revelionul la ochi. Eee, gata, mă! Ce? Bă, am niște treabă. Vrei să filmăm data viitoare? Da, mă, frate! Eu nu prea... Hai, așa, mă, aia mă, ia zic, cu... Eu jucam mai mult 17 cu vecine. Tu ce ai fost mai mult? Mamă! 17 numărul favorit. 17 favorit. Floare și pe el cu 13. 13 le... Tot acolo, jos. Ești bine. Ia uite, mă, ce... Bine ai venit la mine acasă. Ha, bine, mai primit aici. Dar de ce pula mea ascultăm și podcast pe fundal? Păi, dar am crezut că vrei să mă bagi în mood-ul ăsta de podcast. Mamă, ești pe... Dar dă-te mai încolo, așa, că uite ce loc ai în stânga, deci mă încap pe cineva. Ia-mă și pune în brațe. Vrei să te pup? No. Deci... Așa. Poți să fumezi, poți să bei, poți să înjuri, poți să întrebi ce vrei tu. Dacă vrei să zici tu să completești tu cu ceva, eu nu te întreb prea mult. Așa, cum ar fi stabilim jocul, gen ce avem de zis, nu? Nu jocul, trebuie stabilim limitele. Limitele. Care e limita ta? Limita-i la nu, ce? Mă, eu o fac pe bune acum, gen, nu știu eu să fac neapărat podcast, dacă te-ai uitat, cât te-ai uitat, cât te-ai listat pe alea, fac mai mult discuții, că la dacă te mă iau de bărta ta? A, nu, pe ce, și tu ești pură drău de tot. Hai urechile alea să le pune să nu stau picior peste picior urechile alea. Tu vorbești și urechei, de salam direct. Da, spune și că ești tot de treaba, nu mai ții nimic. Mâncă-ți ești nasul tău și că e pulă de câine. Mă, tu mi-a zis, mă, ăla, ce față a zis, chipa melo? Băi, vă salută fratele Coinacu și de vine. Coinac, mi-a dat și un coniac. Vrei un coniac? Vrei să bei ceva? Ai tu coniac, dar nu beau azi. Nu, bei ceva? Vrei să bei ceva? Whisky? Vin? Nu beau. Cum n-am dat? Te întreb, încă nu, mă, am apă, uite aici. A, apă, da. Și nouă, alea două ape? Da, dar să nu zici că e Bucovina. Să dau eticheta jos? Băi, deci trebuie eu frumos să nu vadă lumea că e Bucovina. De ce? Că mie îmi place mai mult Dorna și beau multă Pacua Carpatica. Și ca să nu vadă lumea, dăm eticheta jos. Asta e Bucovina, dar uite, nu mai știți că e Bucovina acum. Hai, bă, știi să bei unde ăsta capac? Să faci pe așa, bă? Păi tu te crezi. Mă, am intrat 2 litri. Hai mai eu pe tine. Trebuie să-i... Trebuie să-i fac pe aia. Aruncă pe aia. Lasă acolo. Am venit. Opa! Ce faci, mă, tată? Ce zici, Andruș, că ai fost pe Zoom? Bravo! Ce te face cu omul nostru, Andrei? Stă pe 20.000 de cocoșei. Cum a fost? Bravo, mă bucur. Să nu mai faci. Băi, bine ai venit la podcast, bine ați venit la podcast. Hai că mor dacă mai stau, mai fumezi înspre mine. N-ai și tu un ventilator să bată invers, mâncați ești, bă. Nu, pe bune, te deranjează? Țigare? Da, că nu fumez. Mamă, ce s-a strănut? Băga mea și... Dar când dă de unde, eu cred că așa eram acum, dar... Oricum, te-am pus pe dreapta aici. Depinde ce... Ai verificat și tu dacă se aude bine la valere, dacă astea... Moșu. Păi tu mi-ai pus-o, foarte profi ești. Dacă nu se aude... Astea. Dar de ce nu ești cu tehnologia? Așa! A venit omul meu și mi-a spus direct... Ce s-a stat, domnule? Astea-s la valiere? Acum, dacă vă pricepeți, zici că le-a câștigat la Pufulescu cu surprize. Uite-te puțin cum arată la valiera lui Imogen. Ce are, mă, să faci treaba cu ea să aude bine? Da, mă, zici că e casetofonă, Daci, hai. Ai tu întrebări serioase sau, mă, e așa la da, mișto? Mamă, da. Ce fumezi, ești de la, nu te descudezi. Uite, am pus capac ca să nu te super tu. Știi ce a făcut? I-a făcut cum fac aia. La stația de autobuz, pac, i-a pus stop și o plinde când coboară din el. Știi, pe aia țac, pac, repede, știi? Olu, hai că vine autobuzul, știi? Și văd pe aia, pe drojdieri. Dimineața, pac, cu bricheta așa ușor, hai, las că a venit să merge. Facă bully, bă. Și tot aceiași oameni sunt aia care le găsesc pe jos chiștoacele. Bă, du-te în pulile mele, ești de boaie, că nu-mi zice chiar așa. Când erai mic și plecai, când erai la liceu, cum era cum caporal de la așa. Zi, cu general. Cel mai tare, când eram mic, stăteam la un chimi, gen, stăteam cu un chimi în curte și luam lui cu aia toate chiștoacele, că el juca Dota mult și avea câte o scrumieră de aia plină. Asta ne huiduie. Da, ne-am luat și fani. Bă, dar a venit un tovarăș mai devreme la mine și făcea... Nu știa. Și când a auzit prima oară, omul meu s-a panicat și a făcut... Hei, fui, hău, hăi! Cine, el? Nu, ăla. Și Andrei făcea... Are el acum un tic de sat de latră, pula. Hău, hău! Cum faci, mă? Nu știu. Uite așa. Și câinele, uite, săracu. Fă ce vrei, fă. Bă, da, Andreas. A lătrat 2 ore pe live-ul ăla, bă. Bă, mi-e rușine de live-ul ăla, ce s-a întâmplat. Bă, ăsta s-a uitat 6 ore, mă. Te-ai uitat 6 ore? L-am desărcat, avem... Zi-mi, te rog eu frumos, că n-am fost cel mai pateu de acolo. Ba da.
Ion șmecher. Bă, nu, Ion. Eu m-am întrebat și eu. Păi Jax, da. Puteai să-i zici lui Jax. A lăsat-o pe nevasta, mă, cu ăla cu sabia. Făceați ca aia, ca YouTube-ul ăla, a lăsat-o pe aia afară, a murit, mă, cava și... Apăreați la știrea toată zi. Imogen! Ion, nu! Da... Vă arunca mâncarea, băi... Asta e ticul meu. Ăsta așa? Păi, dar pune mai sus, dacă vrei. Ce-i puțin mă gătă degetul ăsta? Nu știu, mă, știu meu, că mi se fac... Așa e el? Da. De la heroină? Băi, sunt om al casei, frate, adică eu și muncesc în casa asta, nu sunt degeaba aici. La mine chiar să vede aici, de mă, mâini de tractorist, gheare am. Eu sunt om al poporului. Băi, bine ai venit la podcast. Mor! E tare rău! Să le bulez! Ia! Direct! Așa făcea ăla, l-a auzit și ăsta făcea... Ți-l sug! Și ăla... Și nu putea să abține, mă, bine, eu m-am obișnuit cu el, problema tu ăla, că e prima oară când... Dar în somn faci? Nu faci. Nu, nu. Mamă, ce mă așează, mă, să mă arăt atât, mă iei sub aripa ta, copilul tău, cât îți dau pe lume. Să mă înveți cu asta. Dar eu să fiu prietenul tău. Da, e pula. Am uitat cu pompiera, am scuipat. Da? Îmi place. Bine ați venit la podcast, băieți, cel mai lung intro. Trei ore când intrăm în gratis. Cel mai lung intro pe care l-ați văzut, nu uitați acolo toate chestiile astea să le urmăriți, adică să dați follow pe Instagram, să dați pe canalul de YouTube al lui Ghiduș. Nu înțeleg de ce nu e Ghiduș, ci e Ghidusi sau Ghiduși. Fient. Ai vrut să faci Ghiduși? Eu sunt ales Ghiduș și canalul meu de YouTube este Ghiduși. Că faci Ghiduși pe el. Alex face Ghiduși. Okay. Ai înțeles? Am înțeles. Nu pot să mă numesc Alex Ghiduși. Am crezut că e doar Ghiduș. M-am întrebat mereu Ghiduș și SH la sfârșit ca să fie international. Am înțeles. Nu uita să ne urmăriți pe TikTok, Instagram, YouTube, OnlyFans. Ai... Da, da. Eu am. Eu am. Am OnlyFans, da. Ce postezi? A, nu, am cumpărat. A, eu postez chestii care au legătură cu mine. Eu nu intru acolo, eu intru pe Telegram și găsesc tot ce e pe OnlyFans. Nu am intrat niciodată pe Telegram. Mamă, ce e acolo? Ce e sale? Oricine. A. Demascarea României acolo. Okay. Un fel de Dani Mocanu pentru fiecare, nu? Gen că Dani Mocanu a fost și acum nu mai e prea grea. Bă, nu știu ce a vrut să facă. Ce? Dani? Da, cu chestia asta. Cred că a făcut prea mulți bani. Eu cred că... E presadă ceva? Eu cred că nici nu trebuie să vorbim. Iartă-ne, Dănuțule. Unde să te mai duc, Dănuțule, că deja ești prea, prea sus. Prima întrebare. Cam trei întrebări pe care le pun eu. Cine e Alex Ghiduș? Le bunesc cu el. Băi, ca să înțelegeți de ce Andrei în spatele camerei a făcut marșul prezidențial, o să-i le arătăm lor. Și când a venit ăsta acum, că deja l-am luat, dacă m-a făcut la mine în gură, la mine în casă în gură, îi zic direct ăsta. A venit și că ce pula mea e ăla mă acolo, ce cearceaf. Că nu e bine, domnule, că știu eu. Cine e Alex Ghiduș? Cum ar fi introducerea de gândalea din copilărie? Zi, mă, dracu, cine ești tu, ce faci, ce știi să faci? Ce dracu știu să fac, toate vrei să te mint. Alex Ghiduș este un tânăr, un băiat născut în București și muzică. Nu știu, eu sunt Alex Ghiduș. Nu știu cum să-mi fac eu de-asta. Ce pula mea să faci tu? A, eu? Am fost sportiv de performanță 14 ani de zile. Ce ai făcut? Mă, tatăl meu e la mișto. Ce sport ai făcut? Arte marțiale. Așa? Așa, am făcut și not. Așa, un aspect foarte interesant. Mama, cum ai scos zoom-ul să nebune? Abia acum ne vedem. Nu, nu era zoom. Am mutat camera mai așa. A fugit camera de tine. S-a stat la foto. Zi-mă, pe bune. Așa. Câți ani ai, mă? 24. 23 și 13 luni. 23 și 13 luni. Faci 24 luna viitoare, nu? Lepă geometrie. Mă, tata, 7 luni? 56. Eu am zis prima oară 48. Și câte întrebări sunt astea? Adică câte răspunsuri, de fapt, 12 mi s-a zis, 49, 64, 63, 68, 72. Câți și... copii? 9, 3, 4, 3, 11, 2, 11, 22 oameni. De fapt, ăsta e clipul pe care l-am primit la 100 de mic. O să ies, tocmai de-aia mi-am luat un microfon de la special, cu, așa, tot cu la varieră de asta slabă. L-am văzut și pe la milioane, în vitrină, da. Zici că e... Nu, ăla e cutia, ca să pot să-l dau retur dacă e. Au. Îl dai.
Cred că da, după ce mi-ai zis acum. Și am promis că mă duc pe stradă și dau 10 lei la 100 de persoane. Întreb 100 de persoane, 7-8. 10 lei. 10 lei de făcut. 10 lei. Da, păi, putut te opresc pe stradă și te întreb, 7-8. Și tu spui, întrebarea asta merită mai mult de 10 lei. Cât pula mea merită? Un milion. Un milion? Păi întreb două persoane, 10 persoane atunci. Și aleg și o poziția care vor să... Dai un băț. Coie, dar eu nu am atât de mulți bani, să știi. Adică parcă am bani. Că mi-ai zis că ai făcut bani, nu te dragul, că te dau, nu te ia. Știi câți bani are? Nu vrea să-i declare la ANAF. Na, mă, mi-am făcut trage statul în piept. Lasă, mă, dracu, îmi pace. Ai 23 de ani. 24, mă. Și 13 luni. Mamă, mă duci într-o... Da, mă doare capul și așa mă doare capul. Născut, crescut? În Floreasca. În Floreasca. Cum, dracu, ai ajuns în Pantelimon? Prin oații. Am stat la el în chirie. Eu văd cum se uită tovarășul tot la tine și de mândru așa, cum se uită la el și... El e Pantelimonar. Bă, se uită mândru la tine. Da. Asta-i de bine. Chiar să uită mândru. Așa mai, ai ajuns în Pantelimon acum cât timp? 3 ani. 3? Da, 3 ani fac în septembrie. De fapt. Ești însurat? Da, mâncați. Cu acte. Te întreb... Da. Și eu am făcut-o pe asta. Da? Da, fără... Ai cerut-o? Din... Da, ai cerut-o? Genunchi. Cum a fost? Mamă, bă, cine, gen, cine nu știe, zice căcat că bă, iau inelul, mă pun și aia. Da, bă, până să ajungi acolo cu inelul, stres. Bă, până să ajungi acolo cu inelul, mai ești cum mai ești, dar până în seara cu pricina sau ziua cu pricina, ești tank. Până în seara ești, nu, ești șmecher. Da. Mă bazezi, sunt șmecher, o cer, nu. Ei, în ziua aia, mai ales când ești aproape de moment, bă, se taie tot, nu mai ești domn. Și a mea mi-a făcut o fază la cununie, că am doar cununia, nu m-am dus și la nuntă. Păi și tot cununia am făcut. A, e bine, mai avem o șansă, cred. Pe 29 august fac nunta. Mamă, mâncați. Aveți ce fac. Ce bine că am filmări atunci. Dar zici tu mai puțin ca să stai mai puțin. Mine oricum îl editez, adică nu las chiar așa. Să am un nivel. Ce mă, că bagă cardul și îl urcă pe YouTube, pune cintronii. N-am nici card cu el, scot din cameră direct. Nu bag cardul. Nu cred că ne-ai citit tot de cardul. De ce să... Ești vlogger, tu ești streamer. Ce vlogger? Eu sunt streamer, mă. Ești streamer. Da. Ești scammer, mă. De ce, mă? Ești scamator, tu nu ești streamer. Băieți, o să învăț, că de-aia l-am chemat la mine ca să învăț. Mamă, deja mi-a tăiat tot avântul. Aveam și eu impresia, am și eu niște lavaliere, un microfon. Nu ai nimic, e spectacol financiar aici. Bă, glumesc, mă. Mă distrez cu ele. E, nu, foarte bine, frate, da. Asta ai zis-o așa, de complezență. Dai seama. Ești nenorocit rău de tot. Sunt blangiu. Băi, ai venit în Pantelimon, cum dracu ai reușit să ajungi aici? Nu, mă, oații e WhatsApp. Cântărețul. Ah, WhatsApp, dacă okay. Mi-e bine, mă rog, acum numai cum e nu bine. Cânta, ce n-aș da. Așa, te mutase de aici din zonă. Și rămâse casa goală și zic, bă, stau aici în chirie. La el? Da. Okay. Dar ești pe volumele, nu? Ce? Că mă, că faci, deodată îl ia pe bulgarii. Bă, ce urât te porți cu prietenul meu, că te tăbară ăsta. E viața mea. Băieți ăștia nu sar. Băi, cred că ți-am scris când am pusese două clipuri, crede-mă. Deci am scris, tu nici nu știi cine e. Eu? Da. Ia zic, păi frate, o daia, e tata. E și mama acolo face, mama, dar mama mai face mea ușor. Ce pula mea? Se leagă? Nu, mă, râge. Așa mă zic. Deci ai venit în Pantelimon cu oații. Așa? Și ai rămas aici. Da, mă, ți-ai cumpărat și tu? Da. Bani jos? Ai bani mulți, mă, frate. Ai bani mulți. Așa. Și... Am bani, mă deranjează, dar știi ce? Că nu i-am. Da, mă deranjează. Bă, știu o chestie. Care a fost duma cu... Ți-ai pus un gol de 100.000 de euro pe un live? Tu? Sau a? E... Ți-ai pus un gol odată 100.000 de euro să strângi 100.000 de euro pentru un Porsche, ceva? Nu. Nu știu de unde se vehiculează treaba asta. Că nu mai țin eu de minte bine. Tu cu un Porsche Panamera. Dar văd că ai Porsche sau ce Porsche e ăsta? Da, un Cayenne. Așa, Cayenne. Ai vrut să ții odată un Porsche? Ai făcut live vreo ceva? Nu mai știu, nu cred. Nu? Înseamnă că făcea cineva bâză. Știu o idee de asta că tu ți-ai fi pus un gol de 100.000 de euro. Nu, că am făcut mai mult într-un an. Nu mă, un gol pe live? A, nu. Deci n-ai făcut live-uri. A? N-ai făcut live-uri. Nu, pe acum când am stat în carantină, când am făcut COVID. Și ai avut COVID? Da. Am avut varianta aia cea mai șmecheră. Tare. Fără nimic, am tușit într-un borcan, dacă vreau 100 de euro, vezi că e aia VIP.
Cu gust, cu miros, cu de toate. Andrei, ne-am dus pe pule, e nebun. Am dus și tu într-un borcan și îl țin așa. Ți-ai văzut? Unde păi da, faci așa. E bună, mă, mâncați. Mă, ce pula, mă, suntem mai mult proști. Proști, suntem handicapați, frate. Ai ajuns în Pantelimon, îți place Pantelimon, nu mai contează. M-ai terminat cu Pantelimonul ăsta, mai dă-l în morții lui. Vreau să văd Pantelimonul, cum simți Pantelimonul? Eu? Opa, ăsta un cernică. Opa. Cernica? Dar au închis-o ăștia, șmecheri. De ce au închis cernica aia? Știu ce o să facă. Ești pateu. Cum, de ce? Nu știi de ce au închis cernica? Sau asta nu mai circulă lumea, să fie VIP. Da. Deci stai unde trebuie. Eu am crezut că stai pe la Selgros, pe acolo. Acolo stai? A, acolo stai el, mamă. Deci am dat în el fără da, să vreau. Da, mai în față, pe dreapta, are și un apartament pe trei nivele. Mamă! Ok. Și cu magazin, și cu restaurant, și cu barul, și cu piscina. Cum te-ai apucat de YouTube? Ha, în 2008. Prima dată în 2008 am apucat. Bahoi, OG, dacă ți arăt clipurile, deci nebuniți, vreau să fac un episod în care reacționez la ele. De fapt, aș putea să fac cu tine clipul ăsta, să reacționăm la primele mele clipuri, nebunești. Din 2008? Vorbeam în spaniolă, în primul rând. Și eram mascat. Și ce îmi place asta? Ce, erai misteriu, ești nebun? Da, mă! Arătai ca un maga? Sau? Aveam 11 ani, 12 ani, ești nebun. Ai fost fit. Da, seama, dar tu nu ai fost gras întotdeauna. A, nu, eu am fost bine, bine. 4 giorni, 4 formaggi. Mă, cum a zis vorba asta a mea? Tu ne zici tu 4 giorni? Da, la bubune, cred. Da, 4 giorni. Mamă, deci fusită la într-o parte frumos, 4 giorni cu bărbuța rasă nu așa jumătate. Așa a zis? Și teacă de telefon aici, da? Așa a zis? Da, cu training de la ProSport. Dar fix ăsta este, dar nu știu de acolo. Eu acolo știu. Mamă, zic din pilărie. Sunt băieții aia, bă, știți stilul 4 Johnny? Da. Bă, cum sunt băieții? 4 formaggi aduci tu așa. 4 stagioni. 4 carbonara. Zic cu YouTube, mă. Deci așa, facem, în 2008 am venit, eram în Spania și nu aveam prieteni. Ai stat în Spania? Da, 2 ani. Ok. Și... încerc să fumez o țigară. Hai, fumează, du-te că te dau. Du-te în chir, că mai pui să-i pui capac, zic ăștia, că n-am bani de țigări. Păi oricum, am cartuși. Fumez chiștoace. Mamă, cum o simte. Parcă îmi faci poftă să fumez o țigară, dar nu fumez. Ia viața. Nu fumez viața mea așa ceva, dar le-ai dreacu de țigări. Mamă, ce bine că s-au întors nu înapoi. Nu fumați! Le-ai dat și pe caca pișu. Păi dacă e caca și pișu, așa e și la mine, preste bit. Așa, mă, am venit în Spania. N-am venit, eram încă acolo și n-aveam prieteni și m-am apucat să fac trucuri cu cărți, magie. Da. Și am început să mă filmez să le postez pe net. Ai pus trucul cu magie? Da. Primul meu clip pe YouTube magie. Este în 2011 sau 2012, 2010, 2011 sau 2012, nu știu exact magie. Anii ăștia. Când dispare o monedă de pe masă. Și o dădeai așa. Da, exact ăsta e, să mor tu. Dacă vezi față, trebuie să le arăt. Andrei, dă-mi și mie telefonul, te rog eu frumos de pe masă. Asta ești tu? Da. Mamă, ce bine arăți, zici că ai fost bolnav. Da. Mamă, te pricepeai? Ia uite-te. Și freacul ăsta. Și freacul până cade. Și arată o mână așa frumos. S-a auzit? Ia, ma. Nu s-a auzit, nu s-a auzit. Sunt curios cum e reveal-ul când cum știi aia. Da, dar stai că mamă, dar tu te-ai, aici... te-ai pus pe cablu, mâncați și plăi. Dar tu ce mâncați ești aici? Am două. Am un telecom. Ai, și un... ai un Sony Ericsson care cred că face hotspot. Aici nu e... Cred că ai Alcatel tu. Hai că te-ai dat pe zap. Da. Pune! Mișto alea. Ia. Da, 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 da. O vezi, da? Da. N-o mai vezi. Aveam și brățară de aia de lemn cu... Știi icoane. Ce zic? Cu icoane. Aia? Au teribil. Ia. Ma. Ce finuț. Mă, ce pula mea vremu. Deci, acum toată, 10 ani. Mă... 22 aprilie 2010. Eram deja cu nevastă. De 4 luni. Și 7 zile. Tu dai seama, eu nu mi-am amintesc viața mea înainte de ea, gen. Eu mi-am amintesc. Așa. Erai fericit. Oana, nu? Bă, coetași. Așa e. O iubesc mult, bă, pe soția mea. Și
Oh, bă, te-ai agățat în cipul ăla. Ăla, da? Ah, tu dai o nevastă? Mamă, bate... Te bate pe asta. Bate, bă, mă bate în somn. Noi zicem că... mereu că dă, că ce pula mea, că mă bate nevastă. Da, nu, niciodată. Dar avem noi, vezi, cumva că le iubim prea mult, ne băgăm sub ele, știi, le punem pe ele pe primul loc, le punem pe un piedestal. Ai o hârtie și un pic să notez cuvântul ăsta, să vezi caut că, și mai vezi încolo. Vezi că și ce m-a apucat să citesc, băi? Nietzsche, fără Cătrincă. Nietzsche, Ecce Homo, cum devii ceea ce ești. Haideți să vorbim despre cărți, coaie. Mm-hmm. Ai citit Ora cu trezi? Nu, am citit asta, Lupul Păcălită Vulpe. Capra cu noroc, ai citit? Bună. Nu, anime-ul, te uiți? Ia, la Naruto. Niciodată. Nu? Nu. No. Ok. Zi-mă cum... Regele Shaman! Ăla e altceva. O să seamănă cum ești de caură de schi! Umaiua, moșindelu, nani! Cum făcea, mă? Asta era din Dragon Ball Z. Cum era? Făcea așa... Și începea ăla. Tu ești mai mult șartă ăla din Balu. Eu sunt mai mult Balu. Nu, ești bine, mă, așa cum e, să știi. Să frumos și el, unde stătei bine. E bine. Gura ce proastă la tine. Da, că m-am un aparat de... Ce gura ai, zici mai... că e curdă, ia pe să vă... Am așa, zim cu YouTube-ul. Deci te-ai apucat în 2008. Da. Curdă iapă. Am pus atunci câteva clipuri, mm-hmm. Dar oricum se pișe, da, pe calitatea ta. Bine, mă, adică da, te-am... Coaie, am luat așa clipul tău, l-am aruncat și l-am făcut TikTok cu el, nebun. Să se arătă alea după aia. Așa. Să am talent. După aia, în 2012, m-am apucat să facă de-astea, sketch-uri și să le postez pe Facebook. Că mi se părea mie că se share-uia mai bine. Că nu puteam să bubui, mă gândeam eu atunci, că mă pregătisem să familiorul. Nu puteam să bubui, mă gândeam, nu puteam să bubui pe YouTube din prima, dacă nu eram cunoscut în mediul ăsta online, că atunci erau cu Vine-uri, cu astea. Da. Și am început să fac, mi s-a viralizat un clip cu ce urâm pe Facebook, a avut gen 5.000 de share-uri. Uh-huh. La momentul ăla, tablet. Nepunise lumea cu el. Și mă recunosc cu lumea, postat-o de la alea, mă, frate. De la clipul ăla, da. Erai puștan, câți ani aveai? 13, 14, 15 ani. 15 ani. Ok. Mamă, le-am numărat pe degete. Și de acolo a început nebunia? De acolo am fost într-o seară la o petrecere, făceam farse pe stradă, am început să mă desfăc, am făcut în rost o cameră de 1400 de abonați am avut într-un an. 1400 de abonați într-un an? Într-un an. Într-un an. Nu eram dezamăgit. Nu? Chiar îmi plăcea. Zic, mamă, asta a făcut 3000 de view-uri, mâncați și gata, am bubuit, gata. Așa gândeai atunci? Da. Și acum câte view-uri trebuie să-ți fac? Mamă, dacă nu are 200.000, sunt trist rău. Și face câte 30.000, dar o să postez până ajung la performanța aia de înapoi. Asta e secretul? Să postezi într-una? Cred că da. Verificăm acum, că postez zilnic de o săptămână. Timp de o săptămână sau? Am postez deja de o săptămână zilnic. Zilnic. Deci ăsta e secretul, să postezi zilnic, crezi tu? Da. Așa. Și de atunci te-ai apucat ca lumea de YouTube? Sau ai avut o perioadă care ai amestat? Nu, după aceea m-am sunt o seară la o petrecere. O seară cu năbăde, pot să zic, culmea. Și acolo l-am văzut pe Mikey H. Ai văzut? Așa. Zice, ah, Mikey, știi, așa cum zice. Și el te ce părere pe tine. M-am dus la el și n-am vrut să fac poză cu el. Am zis, mamă, puteți fac poză cu el? Și zic, mă duc eu. Hai mă că mă duc, știi, zic, ce dracu. Să fac poză cu el? M-am să fac poză cu el și zic, bă, uite așa un canal de YouTube, dacă vrei să intri. Ai zis, bă, ce se va întâmpla? Ce se poate întâmpla? Dacă te-ar aborda pe tine acum cineva cu așa ceva, s-ar părea. Nu, mă uit, nu fac de-astea. Da? Da, nu, eu răspund la toate. Da, cum... bine, depinde și cum l-ai abordat. Adică nu l-ai abordat. Da. Bă, am și un canal de YouTube, poate vrei să te uiți. Bine, nici nu știu ce cifre avea Mikey în 2015. Era Tank? Că el 2013. A, 2013 vorbești tu? Da. Ok. Pentru cel mai mare vlogger român. Ok. Și ai zis, bă, cumva vrei o confirmare, bă, dacă faci bine ceea ce faci. Da, și am zis, bă, hai să... Am și eu așa și zice el, păi uite, scrie pe Facebook, nu mă băga seama, știi, da, hai, scrie pe Facebook, nu știu ce, după ce a pus, nu știu ce, și eu zic, am făcut așa, auzi, dar cum să-ți scriu, să vezi. A, bine și tu, ei. Și a stat așa, bine, zice, scrie mare farse. Și a scris o săptămână farse. Într-una? Da, și o săptămână nu mi-a zis nimic, am mesajat când ai timp să beam o cafea. S-a făcut prea găină pe mine, ești nebun la cap. S-a uitat pe canalul tău, e lăsat canalul? Da. A, ok. Sau și când ai timp să beam o cafea cu ai. Mem. Eu nimic, el cel mai șmecher. Cel mai șmecher gen. Micuț. Înțelegi? A văzut ceva la tine sau? Păi dacă ți-arăt ce a văzut, că am farsa, vreau să o postez săptămâna asta, să o repostez, okay. Că am dat-o jos.
luam zăpada de la oameni, data de pe mașină și le puneam în loc. Și le-am zis, de ce drag, de ce le dați zăpada jos de pe mașină? Dacă așa a vrut Dumnezeu să o lase aici, lăsați-o aici. Îți dai seama, nu? După ce îți dădeai tot aia, după mașină veneam cu lopata și îți umplea mașina cu zăpadă. Și nu ți-a luat bătaia la lume? Era să-mi ia bătaia atunci. Și filmasem fix înainte cu câteva săptămâni să mă văd cu el. Și m-a văzut că și de-a doua zi mi-a pus la dispoziție studio, cameraman, editor, tot. Bine, a venit la modul, ți-a pus la dispoziție. Pula, te-a luat sub aripa lui cumva, adică ți-a spus, bă, te iau la mine și filmezi. Da, da. Ok. Păi și care compensă tu nimic pentru el? Păi cum, împărțeam banii jumate jumate. Din tot ce făceai tu? Da. Ok. Și te-ai gândit vreodată la treaba asta? Că poate o să ajungi să faci bancă călău și nu vrei să faci jumătate? Nu, pentru că altfel nu i-aș fi avut nici pe aia. Ah, ok. Și ai semnat un contract, practic. Niciodată n-am un contract cu el. Doar ați vorbit verbal. Da, bine, la un moment dat am făcut deva contract când am început să casez sumele. Ok. Și a trebuit pentru firma lui să justifice și pentru a mea. Și am avut un contract, dar un contract de cât am să-mi dai, cât am să-ți dau, un contract general în care noi lucram. Eu făceam facturi și ne înțelegeam practic ca prieteni, eram frați. Și atunci ai simțit cumva că ai bubuit genul cumva sau? Nu că am bubuit, frate, am făcut 20.000 de abonați într-o zi. Într-o zi? Da, asta după aia. Am avut o pauză în dar care... Dar cumva că te-a luat el sub aripa lui? Și te-ai afișat? Nu, asta nu, nu. Prima dată când am apucat, am făcut în 6 luni de zile de vlogging, făcusem 40.000 de abonați sau cam așa. Știi? În primele 6 luni. Asta da, pentru că m-a promovat intensiv în fiecare doză de hash și îmi zicea la final, știi? Uita să intrați la canalul lui Ghiduș că a făcut o nouă fasă. Deci a fost super ca lumea. Absolut, absolut. Și gândește că făceam 200-300.000 de view-uri pe clip în 2014. Mamă! Gen. Păi și totuși, Chiriță, de ce n-ai, nu știu, de ce? Atunci, în perioada aia, nu produsesem bani deloc și nici s-a părut profitabil. Și a zis, bă, hai să luăm o pauză, să vedem, poate se schimbă ceva. Și am stagnat un an de zile, n-am făcut nimic, practic, n-am mai fost la studio. Și după una m-am dus iar la studio, ai înțeles? Cu alt vibe, o altă chestie, am reluat legătura cu el. Și atunci mi-am propus eu să-i dau tare rău cu farsele astea între noi, între mine și el. Nu știu dacă știu, asta am făcut. Da, știu. Și... Eu nu fac research despre om, să știi, eu te descoper eu acum. M-am uitat, ți-am zis, mi-a apărut recent, ultimele două clipuri, ți-am zis, l-am văzut pe ăla cu Ghicește Maneaua. Apara și... recomandată? Da. Ce ăla. Bine! Și cu Nicolas. Și cu Nicolas, asta zic. Și te-ai reapucat după un an. Da, și alt vibe, altă... Făcut, altă statură, altă poziție corporală. Bine, nu am fost... Nu, eram în perioada aproape cea mai bună avea. Ah, ok. Cu greutatea atunci. Și 2017, deci 2014... Ți-ai venit cu farsele astea cu tine și cu el? 2016 am început, un an jumate am stat chiar pe lângă. Mă, dar nu, tu ai început, gen, ai venit practic și ai spus, bă, uite, am eu o idee nouă ca să mă lansez. M-am dus la studio și am început eu să mai mă bag în seamă. Ah, ok. Și am reluat legătura cu el, știi? Și am început să, nu am dus să filmez din prima. M-am dus că mi-era dor de ei, practic, de vibe-ul ăla de acolo. Echipă, da. Și am început să jucăm în FIFA sau Caterinca și am început eu să am alte glume că mă mai maturizasem, știi? Da. Aveam 16 ani, practic, când m-am dus atunci, nu prea puteam, nici nu eram un om foarte comunicativ și care să pot să faci un business, că nu eram dezvoltat practic mental atunci, no. Să zic așa, era... pentru businessul ăsta. El deja știa și nu mai avea răbdarea aia, n-am cum să-l condamn, și nu avea răbdarea cu mine, că eram și dificil ca om, da? Înțelegi, da? Te supărăcios. Sunt, nu sunt supărăcios, sunt un om dificil, eu. Persoana, pe mine nu pot să mă placi. Păi mine ori mă iubești, ori mă urăști, nu există ca aia de mijloc, știi? Adică n-am cum să am un om că să fie hater și pe aceea să mă iubească, nu există, la mine ori e așa, ori e așa, știi? Okay. Așa cred cel puțin, așa mă consider eu. Ce ziceam, cum ai, e așa. Și după aia vin la studio, ne-am luat vibe-urile și am început să ne simțim foarte bine împreună. Și când s-a creat practic legătura, că noi atunci prima oară când ne-am văzut, vreau să facem doar chestia asta, știi, nu ne împretenisem. Și ne-am început să ne împretenim, să venim zilnic la studio. Și Caterinca zice, băi, hai mă să filmăm ce facem pe aici, Caterinca. Da. Și din prostie, frate. Deci cumva, practic, voi făceați treburile alea și nu le filmați și după aia zice, hai să le... Bă, hai să ne apucăm de treabă, că văd că sunt niște idei mișto, știi? Și atunci am reluat treaba și de atunci am mers țeavă 3 ani de zile. Bun, 3 ani de zile cât ai făcut? Gen abonați. Nu mai interesează aspectul banilor, că mă doare în pulă fiecare face bani. Aspectul abonaților, gen la creșterea ta. Am făcut asta, vreau să zic, primul clip
pe care l-am făcut răutul 100 de mii, am făcut 100 de mii, am făcut 60 de mii de abonați într-o săptămână. Mamă, atunci. Ai băgat un. Pentru că, da, am făcut clip? Un clip cu el. Un am n-am mâncat ce jura ta. Ce crezi, noi ne pregăteam cu producție, ascultă povestea asta, ne pregăteam cu producție să filmăm afară, că ninja, să ne dăm cu placa pe stradă, ca să ajungem la știri. Și așteptând să ningă, zic, haide mă, să facem un am-nam, la vrăjeală, gen, un clip penal, 1 milion de view-uri. Până nebunești! Și clipul ăla zic eu, băi, asta e așa, hai, dacă fac 100 de mii de abonați până, nu știu cât ianuarie, sau ceva de genul ăsta, ies îmbrăcat în copidon pe stradă. Și am un spike, dacă ți-l arăt spike-ul, frate, am făcut în primele, nu știu câte ore, 7000 de abonați, gen. Ce înseamnă spike? Un piedestal mai așa. Indice, un grafic? Da, da. Ah, okay. Și spike-ul era când sare atunci, știi? Am înțeles, da, bun. Și atunci, practic, m-am motivat și am început tractare. S-a uitat atunci la mine așa și a zis, cât de prost ești, dar am văzut privirea. Bă, nu uiți, mă, am văzut privirea, că eu cunosc omul, nu sunt chiar atât de prost. Dar am văzut și apropo. Nu, că nu ești prost. Bă, adică a fost și am văzut, bă, ăsta a făcut pe prostul sau? Nu, mă, chiar nu știam ce înseamnă spike-ul ăsta. Da, bă, și ce? Ok. Nu știi pe spike când îmi ghesu? Ba da. Acolo mi-a pus pe grafic un spike. Uh-huh. Mi-a cântat manele. Și ai cântat manele. Ai făcut 100 de mii pe clipul ăla. 60 de mii de abonați într-o săptămână. Mecuț. Da, nebunii lumea, ești nebun. Și atunci am zis, mamă, e groasă și mi-a venit ideea să-i sparg parabrizul. Atunci a fost boală, gen. Atunci am luat cel mai mare hate vreodată posibil. Păi cum, i-a spart mașina cu maică care te-a ajutat, că nu știu ce, știi? Păi da, mă, nu era farsă? Ba da, dar i-am plătit parabrizul, gen. Păi da, noi zic, bă, îți spart parabrizul și te-l plătesc. Ulterior, după aia mașina aia am câștigat eu la FIFA. Ah, ok. Da, mă, te făceam chestii, da, mișto. Da, mă, gen, dar la modul, de ce ți-ai luat hate? Adică nu știa lumea că e farsă? Da, ba știa că e farsă, zicea, de ce să faci asta, aia să nu-s farse? Că ți-ai bătut-o de mașina la unul, că e stricat, da, că cel mai mare hate. Ai trecut peste. Cel mai mare hate care mi-a adus cea mai multă putere, gen. Pentru că hate-ul ăla, chiar dacă exista, mi creșteau cifrele. Clipul are 2 milioane de view-uri. Mamă, care e cel mai tare clip al tău ever pe canal? Ce crezi, mă, cu Cristina Almășan am șters două clipuri foarte importante, că m-am certat cu niște oameni. Okay. Și am zis să le... M-am certat, de fapt, nu m-am certat, m-au sunat să mă zic eu, bă, dă-le jos că m-a oprit poliția, că o mașină. Ah, da, nu știu ce vorba, dar mă rog, zi, așa, continuă. Și... Ce? E ce pule? Nu, ce pule? Ce pule? Și aș mă lase în hate-ul ăla care m-a crescut foarte mult, că lumea se abona. Da, dar prima oară cum ai reacționat la hate-ul ăsta? Bă, fericit am fost. Da? Da. Și de ce cumva cred că l-au umbrit rezultatele tale? Adică vedeai că tu crești, faci, ai potențial, faci bani, faci abonați, faci vizualizări și nu te-ai interesat practic hate-ul ăla, mai dați-vă mă în pula mea până la urmă. Niciodată n-am ținut cont de nicio părere a nimănui, gen. Nu, uh-huh. Nu mi-a păsat niciodată de hate sau asta, niciodată nu mi-a păsat. Vrei la baie? Ok. Pe geamul între chestii. Așa zi. De ce mai are două fețe? Îmi fac panul pe asta o folosesc. Ăla e bun. Reflectorizantă dacă era ce trebuia. O amendă de vestă. Merge. Și după ai spart cu clipul ăla. Așa. Da, și după aia, pentru că mi-am foarte mult hate, am venit cu ideea să continuăm seria asta, să-mi facă și el mie ceva. A, deci tu numai tu îi făceai lui? Da. Nu deci a fost prima. Lumea... Și am zis, bă, mai câte să-mi faci și tu mie o farsă. Știi? Să o postezi la el pe canal sau da, la mine. Ce făcea el mie, posta la el, ce făcea mie lui, postam la mine. Farsa pe care ți-o fac eu ție, o postez la mine, tu ce da, faci mie? Fiecare cu farsa lui, da. Ai înțeles? Uh-huh. Ok. Și a buit. A nebunit atunci tot. Deci eu focuse tot așa, foarte mult, cu 100 de mii de abonați în câteva luni. Și după aia nu am mai crescut abonații pentru că nu erau urmăritorii de așa natură. La mine nu trebuia să te abonezi neapărat, să te uiți. Pentru că oricum apăream și acolo și acolo și acolo. Știi, și la noi era cumva obișnuită să am canalul meu de YouTube. Aha. Ai înțeles? Deci apărea la foarte multă lume în vloguri și clipuri și etc. Exact. Și la mine pe canal eu postam gen o dată pe lună. Puțin. Da, dar ce postam era hype. Ah, ok, așa a crea hype ăsta. Am făcut, păi bă, mâncați, mi-aduc aminte acum când am făcut asta cu ce am făcut, mă? Ce am rupt, mă, mâncați, nici nu mai știu. Și mi-am spart telefonul, un moment dat. I-am dat, știi cum dai refresh la clip după ce îl postezi în studio, da. Îți apare acolo real time. Da. Noi știm!
Când i-am dat refresh după 10 minute, avea 90.000 de view-uri. Mamă, 2017. Înnebuneam, bă, deci eram la volan și tremuram. Bă, cumva se făceau și alte cifre, mă, atunci. Nu se făceau bani din monetizare deloc. Da. Bă, deloc. Eu făceam, deci făceam 4-5 milioane de view-uri pe lună, pe canal. Da. Asta am generat. Și făceam 350 de dolari. Mă, pișate. Și în comparație acum? Acum nu știu că n-am postat, abia săptămâna asta am postat și văd că am făcut 150 de dolari tot săptămâna. Mă, pot săptămână. Da. Dar păi pe o lună cu 4. Bine, și acum câte, cam cât ai făcut vizualizări pe astea? Săptămâna asta? Într-o săptămână mi-a crescut pe canal cât, mă? 200.000 de view-uri pe canal. 200.000? Mhm. Deci cumva e de vreo 2-3 ori mai bine, nici nu? De 10 ori, cred că. Da? Da. Pula, mă. Mă rog. Așa. Și ai ajuns la unde te-ai oprit iar? Că te-ai oprit la un moment dat. Da, m-am oprit când am rublecătura cu Mikey. De ce rublecătura? Când am plecat la Vară Studios. Păi nu mai rezonam unul cu altul. Adică am ajuns în situația aia în care nu am mai rezonat unul cu altul. Mă, am fost foarte bun prieten, pot zic că fratele meu gen a fost Mikey pentru mine. Pot zic că a fost chiar tatăl meu spiritual. Uh-huh. Din punct de vedere. Dar am dat pur și simplu drumurile noastre, a trebuit să despartă pentru că fiecare a vrut să lucreze pentru visul lui. Da, mă, dar a fost ceva inside, adică nu trebuie să mi zici neapărat, dar a fost și ceva pe acolo de bani mulțumit pe fiecare. A fost și o scânteie, o ceva. Nu poți, da, nu, da, nu cred. Pe asta zic că nu a fost. A fost o ceartă între voi sau o chestie. Nu poți să vii și să spui că, bă, da, n-am mai rezonat eu cu omul ăla. Când tu 2, 3 ani, 4, 5 ani te-ai iubit cu el și le-ai ținut în brațe. Și a fost ceva, ok, v-ați despărțit. Și de atunci ai zis tu că te lași cumva? Nu, de atunci am făcut un fel de depresie, cred că. Ha? Da, bă, bune. Și n-am avut eu să mai fac absolut nimic, așa. N-am zis, bă, nu mai. Dar tu îți doreai să luăm legătura cu el? Nu. A, deci a fost din el. El a fost cu inițiativa. Nu neapărat. Eu am rupt legătura, dar nu am vrut. Ambiție. Da, orgoliu. Bă, după ce ai rupt legătura cu Mikey, mai simți că vrei să te lași, așa, nu? Da, nu, se rupsese partea creativă din mine. Știi ce am vorbit? Uite, am vorbit cu Cristina, a zis că e prietenă bună de-a ta. Da? Sora mea, sunt așa cu Cristina. Și mi-a zis Cristina în felul următor. Ea când s-a apucat la Mikey. Da. Noi acum am zis. Și când s-a apucat ea la Mikey, a zis că a avut totul la tavă. Și după ce a plecat de la Mikey, a zis că a avut o perioadă de stagnare pentru că cumva s-a comodizat. Da. Nu mai avea totul la bătul calului, cum s-ar zice, și automat... Și asta e o problemă. Asta zic. La tine a fost o chestie că n-ai mai vrut să mai faci sau te-a tras și jos, bă, că nu mai am, uite, nu mai am producție, nu mai am editor, nu mai am... Am avut contacte mereu, adică editorul lui Mikey... A, deci asta au rămas. Editorul lui Mikey, care a editat vlogurile ani de zile, uh-huh, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, eu l-am adus în studio. Ok. Înțelegi? Deci ai rămas prieten cu el. Nu s-a făcut cu nu s-a făcut cumva o diviziune. Știi că la un moment dat... Nu, el a rămas la studio, a rămas așa, dar nu a mai mers. Bă, asta e un, cred că e un atu pentru Mikey, știi? De ce? Că eu am o percepție cumva. Dușmanii mei nu sunt și dușmanii tăi și dușmanii tăi nu sunt și dușmanii mei. Adică dacă tu te-ai certat cu Mikey și ați rupt legătura... Nu ne-am certat. Mikey, mă rog, la modul ăsta, dacă tu ai plecat de acolo, da, și nu mai vorbești cu el... Cumva, băiatul ăla, uite, el încă vorbește cu tine că sunteți prieteni, dar Mikey n-are nimic împotrivă dacă el vorbește cu tine, că se fac multe chestii de astea. La modul, hai cu aia, că eu sunt tovarăș cu tine, dar tu ești treptat cu el. Dar eu nu mai am voie să mai fiu tovarăș cu el? La modul ăsta, știi? Înțelegi ce vreau să zic? Da. Știi ce a fost? Adică, cred că e o chestie bună asta la Mikey. Una dintre, probabil, multe altele că tu l-ai cunoscut, eu nu l-am cunoscut. Și te-ai lăsat, ușor. Când ai luat decizia să te reapuci iar? Am avut niște inițiative atunci când am făcut studioul. Ți-ai făcut studioul singur? Da. Cum am mintit de asta? Doar pentru YouTube să te reapuci? Da, vreau să intru în curs, să fac eu locul meu, hub-ul meu, știi? Uh-huh. Să fiu eu cu mine. Acolo. Și cum ai făcut studioul ăsta? Unde ți l-ai făcut prima dată? În casă. În casă, la tine aici sau acolo unde stai tu? La aici, aici. La Pantelimon. Da. Deci asta venind de acum vreo 2 ani, 3 ani maxim. Cu studioul. Da, 2 ani. Cât ai investit în el? Bă, cam 35.000 de euro a fost. Ce înseamnă 35.000 de euro? În lei? Nu, da, bună și asta. Nu, 35.000 de euro la modul... Cam ce ai făcut tu cu 35.000 de euro? Am avut un calculator bombă, am avut două camere extraordinar de bune, niște obiective... Așa? Scumpe. Lumini, 6 lumini, ce aveam?
Steadicam. Cred că și camera în sine, nu? Nu, camera era deja pregătită. Ah, ok. Bun, și asta au fost 35.000? Da. 35.000. Și ce ai făcut cu 35.000? Mai există 35.000 în ea? Nu. Adică nu mai poți să mai folosești? Nu. Deci? Păi, hai să o luăm treptat așa ușor pe treaba asta. Ți-ai făcut ăla. Ce n-a mers? Că ai vrut să revii? Nu, n-a mers că am făcut chestia asta cu cineva cu care nici cu el n-a rezonat. Ah, deci n-ai fost singur. Da, și după aia mi-am dat seama că nu trebuie să mai mă convin cu nimeni niciodată. Și dacă vrei să faci ceva, să ai tu doar să colaborezi pe viitor cumva. Da, da, făcusem ceva cu cineva care el avea niște așteptări. Bă, frate, frate, da brânză-i pe bani cumva, da, știi? Exact asta a fost vorba. Da, bun. Și facerea de bani din futele de mamă, merge și asta? Mamă, cât de rea e asta. Bun, ok. Și ai avut iar, la cât timp s-a întâmplat asta cu studioul după ce s-a întâmplat cu Mikey, ai plecat de la studio? Amora! A, imediat. Și după aia mi s-a rupt mie felia de tot. Nu cumva, nu cumva ai făcut-o și de nervi, de draci, de ambiție ca să demonstrezi tu că-ți faci Mamă, tu? Ce am vrut să fac. A, da? Da. Deci a fost și, bă, vezi orgoliul ăsta, mă, ne duce și ambiția asta proastă? Da, eu sunt super orgolios, super. Da. Și eu nu prea mă las călcat în picioare, adică sunt tovarăș, dar ce te lași călcat în picioare? Niciodată. Asta vreau să zic. Bun, și imediat după aia ai dat kicks, da? Când a mers. Bă, mă uit atent, scuze, m-am tripat, mi se pare că semeni cu mine, gen, la față, la fizionomie, nu mai văd să de două minute, prost, dar de trei minute. Da, sunt cu minte, sunt cu minte pentru clip. Semeni cu tine, da, zic că... Băi, și mă verdeac de te pula mea! M-am uitat la tine și la un moment dat m-am făcut așa o chestie, cred că o să o vezi. Mi-a zis multă lume. Mi se pare la față, de aici, dintr-un profil, cu aia am avut impresia că... Nici nu ai barba aici? Nu, dar Tanian. D'Artagnan. Adică? D'Artagnan. Da, pula mea, e ăla. Și m-am mutat așa din profil, zic, am avut impresia că sunt într-un vis, gen, am avut o chestie și am crezut că ce, mă vedeam pe mine. Și m-am luat așa, mi s-a făcut pirea o dată pe mine. Dacă te stai în Pantelimon și nu Călească. Da, vezi, varianta mea de da. Te-au așteptat 25 de ani, mâncați-și pula ta să fie aici. Poate am un frate, bă. Bă, păi, să moară mama dacă te minți cu ceva, dacă nu ascultă mama. Te uiți tu acum, te-ai întrebat, nu? Nu, în 97 mama a trebuit să mai aibă un copil. În ce an ești tu? În 96. Bine, am scăpat. Ai scăpat. 97, știu bine. Cred că știu bine ceva până, băi. N-am imposibil. Vorbim așa, pur și simplu, Caterinca. Bun, ca să terminăm, vreau să termin drumul ăsta cu YouTube, că probabil lumea când te vede vrea să afle despre cum te-ai apucat tu pe YouTube și cu asta. Bun, și ai dat... Bombeu, ai rateu direct, nu da. Bombeu. Am mers câteva clipuri. Ok, ai făcut câteva clipuri, nu ți-au mers, adică ți-au mers cât de cât, dar n-au bubuit cum ai vrut tu. Uh-huh. Și după aia pateu. N-am și acum, practic, când te-ai reapucat acum e momentul. Ai venit în... Am ajuns la 2020? 2021, practic, la 2020, că da, au trecut... Nu, era 2018 atunci. A, deci ai stat 2 ani pe bară? Cam așa. Și în 2 ani pe bară ce plan ai făcut? Ai cheltuit bani? Banii pe care ai făcut înainte? Mulți! Toți! Toți! Mai ai ceva? Mica! Da. Băi, Andrei, știi cât te-am rugat să mă împrumut cu 2 milioane? Da, mie mie! Da, nu, a fost cumva ce ca să poate îmi zice că și n-am și... da, zi, așa. Cum s-au dus banii ăștia, mă, Ghidiș? Winbet, Maxbet, Fortuna. Ah, nu, din banii mei munciți n-am pierdut niciodată sume pe care să nu le recuperez. Mamă. Da. Din banii tăi munciți, pe deci, și ce plan? Jucai banii altora? E complicat, mă, frate. Băieți, lăsați. Treceți peste, n-aveți nevoie, vă zic. Deci nu folosiți. Da, mă, nu, drogul casino. Bă, ai fost dependent, nu? Eu am vorbit despre treaba asta într-un clip, nu știu dacă bă, tu ai spus. Da, frate, am jucat. Vrei să zici treaba asta oamenilor? E ok? Yeah? Adică nu pot zic că am fost dependent, mi-a plăcut foarte mult, că am câștigat mult. Asta zic. Uite, de exemplu, eu zic o chestie și multă lume nu o acceptă. Bă, eu sunt pe plus, bă. Și eu, bă! Și eu! Deci asta le explic, că am jucat cu cap, am făcut odată o greșeală. Nu cu cap, mă, cu aia. Pe care am rezolvat-o. Deci atunci am rezolvat-o. De fapt, am și zis, bă, că am zis asta pe vlog. Mă rog, ai jucat niște bani, ai pierdut și ai făcut după aia rost de alții. Și nu erau banii tăi, probabil. Cam asta e ideea. Manet. Așa, da, manet. Mașină. Ne luăm 3 milioane pe asta? Mamă, ei.
ți-ai dus departe, înseamnă, era. Eu nu o băgam la manetă. Adică dar trebuia să bag ceva ca să scot ce băgasem înainte? Nu, eu aveam nevoie să faci jos de bani. Așa e băga la manetă, înseamnă. Eu nu mi-am băgat niciodată, adică chiar am fost dependent, dar mă jucam fiecare ban pe care îl aveam eu. Pe mână. A, tu erai ăla de... pierdeai tot. Da. A, eu mai plecam cu bani la mine, no. Că dacă aveam 10 milioane, puteam să joc două. No. Dar și când, când te ia febra, știi febra aia? Aduceai de acasă. Știi febra aia? Cum e febra aia? Care e cea mai mare sumă pe care ai câștigat odată? 1.600.000. Uai de pula, gen într-o seară la casino? În 12 ore de stat la masă. La casino? Da. Bă, eu n-am, dintr-o bucată și cel mai mare câștig dintr-o bucată? Pe mână? Win pe un, pe un număr? Păi tu, bine, tu vorbești de ruletă, da. Asta zic. Eu vorbesc, eu am jucat foarte mult sloturi, nu jucam ruletă foarte mult. Tu n-ai jucat sloturi? Ba da, am luat un jackpot de 300 și ceva de milioane la un aparat. La... Eu am luat cel mai mult la un aparat, gen 180 de milioane. Fără un șeptar, pe 8 lei, toți șeptarii, pula mea, la 40 bani în cot. A 5-lea șeptar, 6-lea șeptar în scumieră. Căi de pula mea. Nu știu că îți dădea, îți dă 4 șeptari? Și ziceam, mă, țin după șeptar, zic, vezi mă, poate e în scrumieră, lângă, știi? 40 vorbe de jucători. 40 burning hot ăla cu 40 de linii. Mamă, burning hot, ăla e, ăla e. Mamă, când dă, alea, cum e, dracii? Mi-a când dat șeptar full, floricelele, trifoi, mă, când dă trifoi ea, mamă, ia aparatul răzna, e un mega win. Bă, sunt foarte bucuros că m-am lăsat. Dădeai în ele? În dublaje? Da. Bă, nu mult. Mamă, nu, gen, nu mă duceam să dau un 3-4 peste. În ele să-l închid, da, dar nu în sume mari, la modul că dacă îmi dădea, nu știu, o linie de pepeni de struguri, asta nu dădeam în ele. Nu, de ce să fiu absurd să mă dau eu șmecher acum? Tu dădeai dublaj. Ăla e senzația. Bă. La parte când jucam, la parte ce făceam, mă duceam să juc ca să nu pierd bani la ruletă, gen. Mamă, adică asta e vezi că tu ai avut asta cu ruleta, la ruletă te duci în cap instant. Mamă, la... băi, e cea mai asta, norocul meu, frate, că nu mai am niciun fel de problemă cu ele. Dar cum ai scăpat? Într-o zi am zis, dă-le dracu' să le ia. Adică și de la, a venit de la tine, nu așa? Da, bă, da vezi mi s-a că făcut ai, scârbă, mă, de mine. Ai zis, dă-le dracu' să le ia, într-adevăr. Dar zic eu, te și săturasei tu și aveai și mai multe chestii. Bă, dar nu pot să mă las. Ai avut tentative să te lași înainte, multe. La biserică. Da, am fost, am fost. M-am jurat, mamă, okay. Să-mi iardă mână. Da. Să-mi scală de aici. La, ai făcut-o și pe aia, bagă și tu pentru mine că sunt jurat? Da, mă, da! Zic, ia, Simona, hai cu mine că sunt jurat săptămâna asta. Mamă, ai dus-o pe Simona? Mamă, înseamnă că te-ai dus, ești nebun. Eu pe Oana o mai lăsam, dar o mai lăsam așa pe 2 lei să joace la... Da, dar nu am spus la niciodată. Când era așa și când intra era așa. Știa aia fața okay. Aia. Dar și auzi, dar și când veneam, ieșeam, că eu lăsam, gen, o lăsam afară, știi, intram cașcavalul. Și era așa, și când zic, haide mă să luăm haine. Deci investeai? Bă, și de ce zic că, uite, încă o chestie în comun, pentru că, cumva, și eu am fost la fel, eu când câștigam... Încă ești, dacă am prins un aparat, nu? Nu, bine, m-am lăsat recent, la modul că m-am lăsat... Ieri! Nu, mă, nu, în noiembrie, 1 noiembrie. Da? Da. Ce ai făcut? N-am făcut nimic, a pur și simplu am zis bomba pula, mă jucam foarte mulți bani și nu puteam să pun bani. Poker, uite, poker joc acum. Poker de la așa? Nu, poker de la alt. Nu, mă, stai, că poker poate să fie și la aparat ăla. Păi joc și la, nu la aparat, la joc pe Poker Stars. A, deci Poker Stars, poker. Ok, no. De ăla cu cărți. Dar și la masă la, live. Nu, mă, la aparat de ăla, la aparat. Că de 5 cărți să închidea la da, și... Da, mă, l-a fost ăla bine, ăla mamă, tata. Mamă, cel mai vechi aparat. Ăla tata l-a vrăvesc. Cred că și primul de ăla care avea manetă, cred că avea poker de ăla. Mm. Era ăla care băgai bani și auzi băgai manetă. Auzi povestea aici, aș mechi rău de tot. Jucam la unul ăsta de poker și îl închid. Și dă lungul, nu? Gen, eu jucam ca să prind sumă. Mare câștigat să dea dublaje, că îți dădea să dai două în cărți. Da, mă, știu. Și dădea 10 milioane, sau, mai știi? Mai puține cărți, știu. Și dă-l unul în stânga, îi dă 100 de lei. Fii atent, da. Că zic eu acum ce ai făcut. I-ai dat banii ca da. Să le prind el. Clasic. I-am dat banii la unul, zis, ia mă, frate, banii, dă-te la o parte. Că el vrea să-i mangi în casino. Nu. Ia milionul și de ce vezi? Scoate banii. Mă, și acum, după ce îl închipă ăsta, îi dă-l ăla, de lângă 500 de lei. Și am închis 4 aparate, bă, 30 de secunde. Ia, dar nu le gândeai nici tu. Ce vrei tu acolo, nu? Bă, dacă păi numai pe curare, dacă vrea să dea să dea. Da. Dar că... n-aveai fibrilația asta cu da. După treflă vine romb? Romb, 100%. Sau treflă romb. Sau dacă îți dă două inimi da. Roșii, mai dai încă până scoate rombul să vină neagră înapoi. Da, bă, da. Și aici, la casino. Da.
Păcat că sunt închise. Nu, mă, eu știi că m-am lăsat când a venit pandemia. Păi ai zis că te-ai lăsat. Glumesc, mă, glumesc, zic astea ca idee. Că glumesc dacă e. Hai că am înțeles. Hai că, bă, e bine că ai scăpat de boala asta. Da, bă, dacă mă vedeți în cazino, o să mă scuipați. Să moară de da. Și bă, dacă nu ți-i cazino, să scăpați cafeaua pe el. Na, uite, asta aici ai melit-o, măcar nicio plată. Asta e bine. Da. Vărsată de cafea frumos. Acum cu masca ce dragă, mai știi cine ești? Da. Toată lumea mă știe, dar bă, mi s-a întâmplat eu la burtă n-am cum să mă mască. Mi s-a întâmplat o chestie, îl știi pe Stresul? Da. Jucam la, anul trecut mi s-a întâmplat, jucam la Delfinului. Da. E Manhattan ăla pe colț. Știu tot, deci știu clar. Bucureștiul după cazinouri. Așa, deci jucam la Manhattan ăla pe colț și m-am jucat, aveam vreo 40 de milioane la mine, m-am jucat o seară, nu mă jucam foarte, foarte tare, adică mă jucam pe 50 lei mână, adică nu să mă gherlesc. Mă jucam 50 lei nu exista la bănică, nu are, n-are sens. Corect. Ei, și ce fac? Câștig, cred că vreo 20 de milioane, ceva, dar rulez bani mult, stau vreo 6 ore și când plec zic, bă, hai să-i dau la băiatul ăsta, la băieții ăsta le dau câte o șpagă. Și intrat în bani. Nu, n-am intrat în bani, le-am dat șpagă și era un bodyguard de la BGS. Bă, ia de obicei, stau acolo, n-am nicio treabă. Și zic, ia mă, să-i dau și ăsta. Și l-am băgat și lui la un milion. Anul trecut. Și a doua zi, sau la a treia zi, mă sună cine crezi? Stresul. Și zice, ce faci cu anacul? Ce să fac? Zice, bine. Zice, te joci la păcănele? Nu, mă, ce ești, bă, la cap, timpul ăla. El pe live face facă Caterinca. Eu nu mi-asum asta treaba asta. Nu eram pregătit să zic cumva, să mi-asum, știi? Bă, uite, pe ăsta asum, m-am jucat, pula mea, vreau să mă las. Nu s-a dar ce mai? Dar ai fost criminal? Nu, ai murit pe cineva, ai furat banii la oameni? Era mie joci? Pentru mine. Și acum zic, bă, da. Ce crezi, mă? Îmi zice, bă, tu nu te joci, da? Vezi că e lăsat un milion și pagă lui fratele meu seara la cazino. Am murit. Zic, cine, mă? Și fratele meu lucrează la cazino, la Manhattan, acolo. Am nebunit. Și după aia l-am văzut pe fras, am zis, mamă, mă... Ia nu mai mi-am păcut de deci. Ce să mă, i-am dat un milion, i-am dat un milion în pula mea. Care e cea mai mare șpagă pe care l-ai lăsat? Dintr-o bucată unui om. Dintr-o bucată, da. Asta mă gândesc. Da. Așa i-am băgat una într-o seară, câte 500, câte 500, câte 500. Păi dacă femeia am băgat banii în ăla și, și zicea, vezi că dă 8 și îmi dă 8. Ești nebun. Ea zicea? Da. Uite cum sforă el. Ia taci. Și de informație, da. Nu l-am întrebat mie. Bă, deci cât ai lăsat cel mai mare dintr-o bucată? Dintr-o bucată, nu știu, 5 milioane maxim. 5? Eu am dat 10 odată, când am luat ce mai mulți bani, 180 de milioane la aparatul la țins. I-am dat 10, bine, 10 la una, 10 la alta și am și plecat acasă, știi? Că am dat 20 de milioane atunci. Eu am lucrat la pariuri și mi se lungeau ochi. Trebuie să te tirezi. A? Trebuie să te tirezi când ai câștigat banii. Păi aia zic că... Tirau. După 2 lei mi se lungeau ochii și acum dau șpagă și la orice, la ce în pula mea ai văzut. Și nu lași 2 lei, păi, dar dacă îți vine comanda și 38 de lei la goti, că mănânci la goti, nu îi dai 40, îmi dai 45 minim, știi? Sau 50, da. Băiat. 50 la 38 nu prea merge. Bă, da, 45, da. Am zis să dau și mai bine așa, am lăsat odată 50 să pune. Că nu aveți să-ți arăt și ai zis... Ți-a făcut vreodată goti reducere? Nu. Mamă, pe mine, bă, într-o zi... Mă, și atunci, când vin... Nu, mă, nu. Când am făcut comanda la telefon și am ajuns la două performanțe, dar m-am uimit. Am sunat așa de mult, la un moment dat sun la telefon și spune... Alo, da? Și îmi zice adresa mea. Și zic, da! Deci, ce dorești? Îți dă timpul la mea cu aia. Adică am făcut atât de multe comenzi la goti, încât mi-am deci memorat. Chiar știe mai bine că mă meriu. Dacă mai cu chestia asta, că au în baza de date și pe număr de telefon îți vede adresa. Păi da, păi nu, asta chiar, gen, la modul că știu asta, că mi-a zis și aia, te-am în baza de date. Dar m-a uimit că mi-a zis mie, gen, bă, da, mi-a știut adresa. Nu se întâmplă de multe ori, chiar dacă da, sunt contează. După număr. Da, acolo niște oameni și pe drăguțe aici. Da, sunt ok. Și a doua oară când mi-a zis, o să stai un pic la telefon că vreau să fac 10% discount. Și eu, ce? Zice, pe comandă des la noi. Zic, da. Bine 10%. Odată mi-a făcut. Dar ai zis, treceți-mă și pune telefon 10% discount. No, e, și atât, pula mea. Și acum ce vrei să faci? Ce se întâmplă cu viața ta? Ești gras, vrei să slăbești, ai băgat într-un proiect cu... Nicolasa Estetic. Așa. Mamă, trebuie să ajunge la ăsta. Mi-a scris? Ai vorbit cu el? Te-ai băgat într-un proiect. Așa. Da, am mai făcut anul trecut un proiect de genul ăsta. Uh-huh. Am reușit, am slăbit 40... Tot el te-a ajutat să slăbești? Am slăbit, nu. Ai făcut separat? Da. Ok. Și am cu ce ai slăbit, practic? Cu sală multă, în not și...
Regim? Și regim, da. În cât timp ai slăbit 40 de kg? Tot în 3 luni. Dar problema e că atunci știu că n-am mers să mă țin, pentru că eu după ce am slăbit 38 de kg n-am avut voie să mai merg să fac efort vreo lună de zile. A trebuit să stau pe bară pentru că am forțat corpul foarte, foarte mult și asta nu e bine și nu vă recomand nici voi să o faceți. Ce fac eu acum? David Blink m-a stat în gheață. Okay. Challenge. Bun. Și ca să nu rup articulațiile, să nu îngreunez corpul de tot, a trebuit să stau, gen, să se recupereze corpul, știi, pe recuperare. Și te-ai îngrășat cât înapoi? Nu, frate, a venit pandemia. S-au închis sălile. Mi-a dat-o așa, mă. Bă, deci m-a luat așa și pe mine cineva, m-a ridicat și m-a băgat una în fica și m-a omorât. Ce să zici tu, cum să stai în pandemie să mănânci o văz cu lapte mâncat ești gura ta, să mănânci de alea că faci spumă la gură? Ai rupt, ești nebun. M-am mutat cu niște prieteni în Snagov, la o vilă, doar panarame. La 9 dimineața ne trezeam, făceam omleta pe grătar. Grătar mâncați, ăla te-a rupt. 3 grătare pe zi. Și acum vrei să slăbești iar în 3 luni tot la fel, 40 de kg? Da, mai mult acum. Mai mult? Mm. Și reușești? Da. Cât ai slăbit până acum? 5 kg într-o săptămână. Și asta vrei să fie nivelul gen 5 pe săptămână? Practic ar veni 4 săptămâni, 20 de kg pe lună. Da, dar nu e slăbesc așa la început. Păi dai un kil pe săptămână. Mamă. Și mult sport? Cât faci sport? Cât sport faci pe zi? Pe o oră jumate la sală momentan. Mă apuc de not săptămâna viitoare să merg sală și seara în not. Și regim alimentar. Păi înseamnă că eu într-o lună am rezolvat cu burtica asta față de tine. A, tu nici n-ai burtă, tu aia poți să folosești pe post de grăsime ca să faci masă musculară. Da. Ai mână de aia de oligofrenă? Uite, are mână ca lumea. Zi. L-am văzut și am zis, bă, nu, mi-l fac doar pe ăsta că e cu Simona, știi? Da. Combinați. Și acum mă gândesc să-l pun într-o inimioară și după aia așa. Eu vreau să-mi termin minuna asta. Așa. Și te umpli tot, nu? Nu cred. Dar vrei să-ți faci? Nu, la vedere. A, să-ți se ascundă? Da. Crezi că-ți dăunează? Ce? Nu. Nu dăunează. Și atunci de ce nu? Cred că la un moment dat nu l-aș accepta. Nu mai accepti tatuajul? La un moment dat. Pe ăla l-ai acceptat total? Gen? Din prima, n-am nicio problemă. Deci ai avut tatuaj pe care le regreți? Nu. Aia dar a fost doar când ți-ai făcut tatuaj și zic, bă, de stau? Fapt, primul meu tatuaj a fost sub ăsta, a fost o pană, până l-am făcut eu pe ăsta. A, crezi că o pană de mașină, nu, o luată spate. Pană și sub pana aia scria Alex. Mi l-am făcut la 14 ani. Mi-a făcut unul care tocmai ieșise de la pușcărie cu de-aia, cu coarda de chitară. Da. M-a aleșinat, scria Alex, mă, pur și simplu. A-L-E-X. Oribil. Făcuse coajă de-aia. Ce a zis mămica ta? Mamă, mi-a dat cu farfuria în camă, cații și curut. M-a rupt. Te-a spart. Da. Și acum nu-i plac ce când îmi fac, dar acum m-am apucat cu războiul să-mi fac toată mâna. Ce să urc până sus. Păi e al doilea război mondial ăsta. De exemplu, sunt numai poze reale. Da, îți place ție războiul mondial? Da, da, da. Bine, ăsta e un personaj. O, 1939-1945. Ai gata cu 7 rupt. Păi da, 7 rupt. Bravo, arată, știi. Da, 1 septembrie, 7 mai. Cine a câștigat? Ăia l-ați. A făcut ăla mult rău în pula mea și a zis la un moment, mai dați-mă în pula mea că nu mai pot să mai rezist. Cu Japonia, dar a intrat și America, că altfel nu, că dacă nu se luați cu rușii. Nu, chiar știu, dar dacă mă iei fuleu așa gen, nu-i seama că mă pierd. Fuleu. Dar așa știu în cap, am informații, îmi place foarte mult, mă uit. Că hai să, că na, cumva să ne apropiem și de un sfârșit, că nu ți-ai dat seama, dar zic eu cât am filmat. Vreo oră și eu. O oră și ceva, da. Chiar urmați. A, când te simți să bine. Să-ți dau la știca pe Split, pe clip, să mie din monetizarea asta. Da? Îți bag viața mea, cât vrei să-ți fac. Nu, dar e foarte bine când ai clipuri lungi, știi? Nu. E foarte bine dacă le urmăresc de puțin oameni, da? Au puține viori, pentru că este watch time-ul foarte mare. Da. Te caci? Cacă. Urmărești... Ești viața mea, bă, Andrei. Ce urmărești acum pe YouTube în România? Fă-mi urmăresc, cred că orice. Orice? Da. Cum dracu ai ajuns pe live-ul meu? Bă, fii atent, eram într-o seară. Te-a apărut la recomandate? Am căutat din noi, scriu live să văd cine era atunci. Aveam o perioadă în care urmeam să văd treaba că vreau să mă apuc de live, știi? Și am scris live să văd cine e live. Știi? Și stă acolo, bă, cu una, zic, mă, bă, mi-și cea de oameni să mor, cine trecut ăsta, mă, bă, cine e mă ăsta, mă, nene, așa zis, răsii, ești nebun la cap, am dat tine pe live și am văzut, erai agitat. Și ai văzut panorama, domn. A? Și ai văzut panorama, domn. Da, am stat, am râs, am văzut că ești pe Caterinca, am simțit Caterinca aia, știi, dă-mi place mie cumva așa, știi, de băga bonțeală.
Și seamă, să-i dau și lui, ți-am donat. Mi-ai donat un euro în pula mea. De respect, păi ca... Bă, dă-te în pula mea, că prima oară ai scris cu bifa în chat. Cum faci toată? Bă, mie mi-e urât să scriu cu bifa în chat, mă crezi? Adică? Îmi place, e pentru mine, e meritul meu, pula mea, că am reușit să fac 100.000 să iau bifa. Nici nu mi-am dat seama chestia asta. Nu, mă, la modul că mie nu-mi place, mă, că te bagă lumea prea mult în seama. Bă, dar ai văzut că ai un moment când vrei să intri și tu pe un live, cunoști pe cineva, vrei să-l salut și vrei să pleci, pula, te uiți pe casă, intri pe telefon, te uiți pe TikTok. Mi se cam rupe aici. Și eu, e, tu salut și știi că tu mai vorbești de mine. Da. Asta e. Da. Și am ajuns să fii nasol pe treaba asta, sincer. Cu, adică, nu știu, mă simt eu nasol. Bine, am a, că strigi live-ul? Nu, da, cumva că chat-ul ăla sare pe tine, știi? A, și om... strigi lui. Da. N-am astea. N-ai de asta. N-ai nu strigi nimica. Așa, zi-mi ce urmărești tu obsesiv așa în România. La ce te uiți extrem de mult? Dorian Popa. Dorian Popa? Da, toate clipurile. De ce? Îmi place el așa de energie. De, vorba aia, îți bei cafeaua cu el. Hăți, cu bună dimineața, Johnule! Hăți, Johnule, să moară Cory Jackson, la filmează! Inversi, Ștovers. Te-ai dus? Ștovers, e Ștovers. Adică invers. Da, m-am înțeles. Jeanne Supenau. O, oh, se te pune în chestie tot de teren. Ando Buldo, ma... Ando Buldo. Beși gata că tu candeia, mule. A, cande tu, mă, că nu cande. Mă, dar miroși bine, cu ce te-ai dat cu bicicleta? Cu ce... M-am dat cu cotul jos după bicicletă. Zi-mi ce urmărești, mă, hai. Da, mă, urmăresc. Si tu lovei că ți-mă înghiboc, te mereu nu-i dai. Bine. Hai, las. Oh. Asta le știu tot, asta e toată țigărească mea. Da? Zi-mă ce urmărești, Dorian Popa. Așa. Bă, Dorian, Shelly, Gami, Zbăr, toți, adică pe toți îi urmăresc. Uh-huh. Deci chiar nu am, să zic... Deci consum foarte mult YouTube. Da, da, da. Pe televizorul nu mai până asta. Și pornit mereu. Uh-huh. Și din afară urmărești? Nu mai fac asta. O făceai înainte? Da. Bă, uite, am vrut să te întreb de la început, știi? Cumva oamenii care, uite, că și tu ești OG. Ești OG. Original gangster shit. Nu, mă, la modul ești OG în YouTube cu ăștia noștri, da? Da? Ești în zona cu Mikey, Shelly, Tequila, Stivo. Da, Stivo. Sunt din garda veche, cum ar veni, din prima OG, generație. Gen OG la modul original, că... da, ok. Nu mă refer chiar la original gangster. Dar știi pe OG? Izbul? Izbul, da. E fratele. Aolo. Așa. Scoate fierul. Lasă-mă, fă. Lasă-mă. Mamă, dacă îmi dădeai un capac ăsta, ripostam. Ripostai? Da. Nu, mă, că ți-am făcut extrem așa, gen la modul cum face la aia. Lasă-mă, fă, să-mi... Lasă-mă, fă, dracu, să-mi beau la față, că-s frumos, mă caută garda, vă ingratier. Cumva, asta vreau să te întreb de la început. Voi ori... Susă? Voi urmăriți, urmăreați sau youtuberii mari urmăresc ce se întâmplă afară foarte mult? Da, frate, și vin cu filmele astea în România. Noi ar trebui să ne facem contentul nostru pe țara noastră, că noi dacă vin cu niște concepte de acolo, poți să strigi publicul. A, da? Da, o să aibă alte cerințe după aia. Am făcut niște analize. Uite, pe chestia de asta. De exemplu, chiar. Deși de, tocmai de-aia nu te mai auzi, nu? Da, nu, ca să nu mai iau alte filme. A, ok, deci practic cum vrei îți doreai și tu involuntar sau voluntar. Dar în România acum e un vibe, știi? Da. Se poartă o chestie ca să poți să creezi și tu conținut ca oamenii să te urmărească, trebuie cumva să duci înspre ce este deja. Da. Nu prea trebuie să mai fii original. Marele Jador, Neapărat. Țancă, Uraganul și Caterinca. Da, trebuie să faci și aici. Ok. Ai înțeles? Deci nu vii cum a venit Andra Gogan cu un clip, cu un film de o oră, parcă în engleză, nu? Sau ceva de gen. Păi da, Andra publicul este mai mare parte în afara țării. Da? Da. Nu știu. Pare 5 milioane sau 6 milioane pe TikTok. Pe ăla dân... De a face de la când era musical. Păi asta ea nu e neapărat vlogger. Nu s-a considerat niciodată, cred că așa. Ia. Mai mult e... Te cunoști eu? Da. Cum e? Filmat super de treabă, super drăguț. Da? O pui pe rană aici de mână. Ok, pansamea. Sincer. Bun. Ce mai urmărești? De ce ai zis? Păi ăștia, ceva ce mai urmărești tu obsesiv așa? La modul, bă, că ce, vrei tu să-i... Nu-mi dau seama, gen, acum. Ce vreau? Nu-mi dau seama. Ce? Uite, de exemplu, eu mă uit foarte mult... A, podcast-urile micuțul, astea tot. Da. Astea le rup. Și eu mă uit la... A apărut cu Delirii azi. Da? Da. A, că am la ce să mă uit. Bă, te-ai uitat la ăla cu Roman Necredinciosul? Nu. Nu, am apucat să văd câteva secvențe din el, e postat de ceva timp, dar nu știu cine e Roman Necredinciosul, băiatul ăsta. Gen, eu am crezut, cred că e un artist, rapper care e gen al moldovean, și face ei. Că și la stomacă e. Ia domnule, ia de două, eu am matul, toată lumea matul. Și așa ia. Mora, că vorbește așa, mă doare creierul, gen. Bun. Deci cam asta urmărești. În general tot, da. Dar așa îi urmărești de
Uite, acum a scos Laura Giurcanu, nu s-a apucat de podcast. Foarte mișto, a făcut conector. Șmecher. Okay. Mamă, conector, apropo, place Maxi și de el. Ok. E tare. Tu probabil te cunoști. Păi, mă, eu cunosc de mediul online, ce-i văd eu pe mediul online. Ce muie faci? Bă, dă-te în pula mea de aici, de porc spinos. Bă! De unde ți-a venit, mă, ăsta? Fofi? Da. Ești mecă. De unde ți-a venit, mă? Fofi, tu? Da. Prietenul meu. De unde? Știi câți ani are? Zi. 25 picioare, 15 în cur. N-am, frate. N-am cum să-i faci. Nu te doare, bă, când ești Fonfi, no. Dacă dai acum te nu, doare. Nu, dar știi cumva, cum a apărut Fonfi, l-am făcut pe un live, dar l-am făcut la mișto, gen, știi? Am vrut să fac săsit, un fel de săsit și mi-a ieșit Fonfi. Ce pula mea vrei? Că așa, ăsta e originalul. Ce pula mea vrei? Dar te zlomos când te bat. Făceai așa de mic? Nu, mă, l-am făcut pe un live. Da, da. Gen, cumva trag nasul ăsta. Ce? Da. Tragi nasul în sus și îți să faci așa. Dar poți să vorbești normal, gen, practic la gură nu faci nimic, decât stai în n-am unde asta. Și l-am făcut și am început să mă cer cu lumea și am luat eu ochelarii și cu ochelarii așa am doar două, trei ticuri de la el. Ăsta cu... Capar. Ia, mă. Ce? Da, pula mea, mă. Mă rog, i-am dat ochelarii. Nu vezi nimic. Ia, pula! Băgăpuci, 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 băgăpuci. Băgăpuci, băgăpuci. L-am pun prietenul mâncațești, dacă îl sun acum, face bine? Îl sun, zic ce faci Gigi, ia domnul. Așa să zic ce faci Gigi, că m-am mai făcut asta, zic, spune de cum e care e. Zic, bă Gigi, că ce faci? Din la telefon, știi? Păi ia-ți, băi, prietenușele mei, care e? Ți-ai dat ultima bășină cu asta. Ai dat afară tot. Cum am făcut? Tu nu te auzi? Am răgăit acum? Nu, ai făcut așa. Și cam asta e ideea lui Fonfi. Nu mă mai abțin că sunt el. Știi? E Caterin, că mie îmi place. Ah, okay. Bun. Dar tu acum gen nu mai înjuri cum ajungi, înjuri doar Fonfi. Da. Îl faci o chestie. Când sunt, da, când mișto, sunt eu, când sunt eu normal, m-am cizelat. Bine, în pula mea, mi-e frică că vei să zic faza? Știi faza cu cota 1400 la Sinaia mea? Am povestit-o acum, zicem pe la aia. Fii atent. M-am dus pe 26 sau 27, cred că maxim, 26-27. Te-au putut un părinte pe stradă? Nu, m-am dus la Sinaia, la Brașov. Am înotat o noapte, a doua zi când să plecăm acasă, ce am spus? Zic, bă, hai să mergem să ne dăm și noi cu schid ceva sau să ne dăm cu Sania ceva. Am fost în Sinaia, la cota 1000 cu mașina, știi bine, urci până la 1400 cu telegondola și trebuia să urcăm de la 1400 iar la 2000. Și era închis. Închisă și... să te dai cu pârtia, închisă și pârtia, închisă și telegondola. Zici, ce să facem? Hai la 1400, să vorbim noi frumos așa puțin, să facem două, trei poze și să bem o cafea. Și mă pun la coadă acolo, frate meu, la o gheretă de aia, la cota 1400. Nevastă mea în spate, eschimoși, era așa. M-am pus în femeie la frig. Nevasta lui tovarășul meu, că eram cu un tovarăș, știi, și-a tot la fel eschimoși, că ele și seamănă. Și mai aveam, eram cu un tovarăș care avea mocasin, mă, ciocate și pantalon de stofă. La cota 1400 în Sinaia, zăpadă full. Hă? Nu, că n-am fugit de acolo. Nu. Ce-ați făcut? Păi stai așa un pic. Și ce crezi? Nu mă, nu știe, că n-am apărut la știu sau ceva. Stăteam la gheretă acolo, legat de Omegle, că ai spus tu că acum sunt altceva. Și stăteam la gheretă acolo. În fața mea, în stânga, un el. Tuciurit. Îi bubuise soba în gură când era copil, cum ar veni. Stai jurea pe live. În dreapta? Tot el un cifiriu. În dreapta lui cumva unul mai alb. Sigur, așa veniți, mă. Știi? Da. Cum ar veni? Și față la rând, o ia. Și acum... Păi ia-i luat, așa? Nu? Nu, mă. Ia stătea la rând. El acum ăsta mâncați și mă pun la rând și ăsta se uite așa și face așa. Bă, bulangiule, vezi că tu m-ai înjurat pe Omegle. Bă, te-a căzut lumea în cap. Simți cerul, presiunea atmosferică, da? Și auzi ce zice, mâncați și pula ta, zic. Eu m-am gândit instant așa, zic, mamă, ce zilul ăsta, zic, oh, când dregi-o frumos. Așa, și era frate, mi-e geamă. Bă, mă dau aproape de el să dau mâna cu el și el zice, cum ar fi mă acum să te iau să te tăvălesc un pic până zăpada asta? Bă, când zice și asta,
În capul meu era, zic, bă, mâncați și plata, pula mea, acum am n-am. Venise vreo doi copii să facă poză cu mine, mi-era urât, zic, nu pot să mă duc eu să-l rașchetez, că era și cu ăla, m-am uitat la ăsta. Și tu nebun. Așa o gândeam. Da. Zic, nu pot să mă duc eu să-l rașchetez, zic, mi-o dă el, dau și eu, dar mă iau în pula mea și mă filmează unul. Păi ce, mai apare și pe altundeva, așa era ideea mea. Normal. Poate o arfă, cumva. Și acum zic, ce să zic, mă, mâncați și plata. Dar la care ăla de lângă el pune paie pe foc și o face pastă. Lasă-l, mă. Bă, când îți zice lasă-l, mă, e cap, gata, te iei. Bă, îmi tremureau picioarele fără caterincă. Bă, și m-am dus, ce crezi, mâncați și plata, mă duc în fața lui și zic, bă, frățiorul meu, zic, dacă te-am înjurat, scuză-mă. Zic, că mi-era spuricele, era da. Urechile ca la căi din jos. Bă, și acum îi zic, am făcut, zic, iar să mă, o fac și eu pentru YouTube, n-am eu, chef să, n-am eu chef să te înjur pe tine pe Omega. Și el face, a, da, stă 2-3 secunde și după aia zice, ceva lungă, te urmăresc pe YouTube, pe tine, bă, și pe Olin, pe prostul de Olin, zic, te scaterii că rău. Bă, băiatul, bă. Inteligent că ai reacționat așa și când ai sărit la bătaie. Nu m-am simțit cu ei mai inteligent, pentru că era un sentiment în mine, știi cum era? Da, ți-am zis, ai făcut școală pe pompieri, că m-ai făcut să le mai... Lasă, bă, coaie! Vezi să-ți pun pula pe umăr să te consideri pompier tu? Dar tu și stai de frigider! Bine. Bă, nu, dar și de ce? A, bună asta, nu, deschide gluma că intră geam. Da! 2003, mă, își vrea gluma înapoi. Salut! Ăla-i, are gust. Nu mă, dar a fost așa cumva senzația aia, tremurată după picioare până când a fost... Nu simți când te caci, știi când o simți? Când te bătea măta când erai mic și după ce începeai să plângi te luam în brațe. Da, atunci bă. Singura vare... Bă, ți-o dădea și după aia vină încoace. Atunci. E, și chestia asta am zis, bă... Bă, pula, el de Omega, bine, bun. Da, mă, și atunci a fost momentul în care eu am zis așa puțin printre altele, pentru că intră foarte multă lume să mă caute și e normal, ei să vor, cumva vor să vorbească cu mine și eu nu, eu caut să oameni să mă cer cu ei, să fac caterincă. Am zis că e unul dintre motivele care mă țin de parte s-o de Omega. La un moment dat. Da, și chestia asta, că ți-o iei, știi? Că ți-o poți... s-o iei la un moment dat. S-o iei. Uite, m-am întâlnit cu, eram în mall. Și te-ai întâlnit cu unul? Mamă, și ăla vrea să mă bată? Sau ce? Deci, era un mall acum vreo 2 ani și ceva. Bă, frate, aud așa, gduș! Înfundat așa, gen. Vreau să fiu un prieten vechi din copilărie care n-a mai avut reacție. Și m-am întors, era un tată. Un tată? Un tată. Cu fiul și domnul. Faci tu poză cu femeie. Mamă. Cum reacționezi la asta? Bine, ce zic? Și de face... Dar fă și cu mine, că mai mult urmăresc eu. Tu! A, nu știi cu asta. A, poate învăț. E mai bine așa. Mă știu, mă știu. Termină-te. Urmăresc ca asta. Da, mă, în încheierea... Ce? Mă, tu m-aș vrea pe live. Urlă, da. Urlă câinele ăla mai rău ca mine, ești nevoie. Suntem constrânși de situație, am primit acum un telefon intervenție și a spus că dacă mai filmez în continuare cu el o să-mi iau bătaie și eu și el. Și... dar nu pot să cad doar eu prost. Nu, băi, dar ne-am luat așa bine. Ba, ai făcut bine că ai spus, hai să-i dăm drumul că vorbim multe. Da. Ai făcut bine rău de tot. Mai stăteam încă o oră înainte și ne punea să vorbim ce mai vreau. 5 minute și la vorba când mai ai nici tu timp. Bă, avem multe chestii în comun, dar nici n-am aflat așa cine știe ce despre tine. Mamă, am zis toată viața mea, mai am să zic unde m-am născut la Canta Cozinoi. Mi-ai zis că ai gagică, că te-ai jucat la păcănele și evoluția pe YouTube. Ai TikTok? Aflați în episodul următ. Da, mă, băi, ești caterin așa. Dacă vreau să facem partea a doua, lăsă-mi comentarii. La 50.000 de like-uri. Ce mă, da, mă, să facă 10.000, că mai vreau să mai filmăm. La 20.000 de like-uri. La 10.000 de like-uri? 12.000. La 12.000 de like-uri? Da, la 12.000. La 13.000 de like-uri? Dați-mă toate like-urile, că filmăm. Boys, apăsați butonul de Lichean acolo ca să filmăm și Lichean? Partea a doua. Lichean, da. Lichean, de la Lichean. Băieți, vă mulțumim că v-ați uitat la acest podcast. Sper că v-ați distrat alături de fratele Coinacu și fratele Gucinacu. Și nu uitați, intrați pe conacu.ro și să vă comandați cel mai... Nu, încă nu ziți, că nu, încă, că urmează să o scot acum.
Cum o se numește? Conacu.ro. Să nebunesc. Da. www.conacu.ro. Acum vede, mai scrii www vreodată, sus da. Acolo la Google, da, mai scrii da, www. Da, 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 mai scriu. Mai am niște de astea. Bă, băieți și fete, vă mulțumim că v-ați uitat la acest clip. Sper că v-ați distrat. Sunteți cei mai tare, ați fost o companie extraordinară. Nu m-ați deranjat cu nimic, ați stat cu minte acolo, n-ați vorbit. Dacă ați auzit o pulă, cur, țâță, puf, heba. Heba. Din spate de la fratele nostru. Dacă s-a auzit un... E din partea alta de acolo. Dacă s-a auzit tot ce s-a auzit, e de la el. Că melodia lui preferată de astăzi e 2-1-1, 2-1. O glumă de asta mai seacă așa, de final. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, băieți. Cea mai proastă glumă de viața ta. Păi băi, nu urtați să ne urmăriți acolo pe conturi. Ghiduș, cum ai pe TikTok? Ghiduș, dar eu vreau pe Instagram să intrați. Instagram, cum? Alex Ghiduș, mă. Alex Ghiduș pe Instagram și Jegosul Suprem. I-a intrat, mă, și pe TikTok. Alex Ghiduș pe Instagram, TikTok în descriere, Jegosul Suprem pe Instagram, TikTok în descriere și la mine acolo.